Mai e foarte puțin până la vacanța, mini-vacanța de 1 mai. Românii își fac foarte multe planuri. Luna mai este, în general, o lună în care se fac planuri. Multe, foarte mulți se pregătesc de concediu și, bineînțeles, totul începe în forță cu o mini-vacanță. De aceea ne-am gândit și noi să vă oferim un horoscop pentru luna mai și, bineînțeles, pentru sfârșitul lunii aprilie, să știm ce ne așteaptă. Nu-i așa? Alături de noi, Minerva, și mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. Ce se întâmplă săptămâna viitoare și ce ne așteaptă în luna mai, în afară de mini-vacanță, ca asta sigur? Păi, în primul rând că luna debutează și trebuie subliniat treaba asta cu un trigon în semnă de foc, deci una din cele mai frumoase, unele din cele mai frumoase aspecte, energice, foarte multă energie, sunt vizate în special semnele de foc, logic, cum spune și denumirea, berbec, leu și balanță, dar mie îmi place și mai mult configurația care poartă numele de zmeu. Această configurație de zmeu e ca o parapantă, ar fi desenul, este un aspect format dintr-o opoziție, o planetă se află în sextil și o alta în trigon. Este intens și puternic, dar ea apare atunci când se pune problema ascensiunii profesionale sau unei promovări. Ce este foarte important însă la acest zmeu, că focarul este în casa 11-a, în Capricorn, deci sunt vizați capricornii în mod special, pentru că pe acolo toată energia acestui zmeu, acolo se găsește foarte bine, bine plasată. Bineînțeles, peștii și scorpionul, care formează trigonul, și racul, care se află în coada acestui zmeu și care poate fi, e ca un fel de cârmă la un vapor, știi, de-aia există timonă, pentru că există o paletă care motorul se învârte și o paletă care dirigează, conduce drumul. Ceva în genul ăsta face și se întâmplă și în cazul lui Marte. De ce, în cazul semnului rac? De ce spun și accentuez acest zmeu? Pentru că el aduce putere, talent de negociator, capacitatea de a rezolva conflicte și provocări. Mai mult, cine se naște cu asemenea configurație în tema natală, talent pentru diplomație și resurse umane, deci mare atenție copiii care se nasc în cel puțin în prima săptămână a lunii, lunii mai, vor avea acest aspect. Se fac diplomați. Ba, nu se știe, se naște un diplomat de geniu, e posibil și așa ceva. Uitându-mă acum în continuare, se menține un soi de foarte ciudat de dualitate pe casă socială. Acum lumea parcă ar ieși să demonstreze, parcă n-ar ieși. Da, parcă își dorește ceva. Da, pentru că în mai e anunțat și un protest, trebuie să spunem asta. Și e anunțat un protest, nu știu, e o chestie foarte ciudată. Bine, noi românii în general suntem ciudați în sensul că la noi trebuie să se strângă cureaua foarte tare ca să suntem țară vărsător, orice ar zice cu ascendentul vărsător, țară săgetător. Săgetătorul este bonom, este primitor, îți spune ce vrei la dispoziție, dar în momentul când l-ai călcat pe coadă, centaurul face urât. Să nu uităm că săgetătorul înseamnă jumătate om, jumătate animal, jumătate rațiune, jumătate instinct. Foarte bine, deci, repet, susținută casa a 11-a, care este o casă a speranțelor, a muncii în colectiv. Deci, e ca și cum se cere să lucrăm pentru celălalt toți. Deci toată lumea care lucrează nu trebuie să lucreze pentru sine. Aici este important de... Asta este important de reținut la zmeu. Un lucru iar foarte interesant vine pe parte de bani. E ca și cum se stabilizează ceva, ca și cum emoțional se lucrează, emoțional la nivel de colectivitate, ca lucrurile să se așeze în matca lor. Nici eu nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă, deși știi foarte bine, am fost unul din susținătorii extraordinari ai acestei formațiuni, dar văzând pe parcurs ce se întâmplă, încerc să mă distanțez. Asta apropo de bani, că a ieșit un scandal. Și nu numai de bani. Scandalurile care s-au iscat, faptul că nu s-a făcut nimic, românul așteaptă. Și încep să... Normal că există un val de nostalgici, cei de vârsta mea, care, pentru că nesiguranța zilei de mâine induce această nostalgie. Mulți sunt nostalgici. Orice am spune. Iar revenind venirea acum, lui 1 mai trezește oricum aceste nostalgii. Și 1 mai trezește cântarea României. Mai povesteam noi la
pauză când mi-am adus aminte și nu numai eu, văd că au mai fost și alte generații care și-aduceau aminte de, de cântarea României. Cântarea României, de ieșitul la depășunat când ne duceam la Porumb, toamna. Avem și noi acum munți. Cântarea României, da, la Pitești. O să sperăm că am avut, da. Dar din acest punct de vedere, e o perioadă pe plan politic cel puțin agitată, se întâmplă multe lucruri în mai. E surprinzător, știi ce mi se spune? Nu e nimic, s-a rezolvat, scuze, e un pahar cu apă, cu... nu e nimic, e, da, tot o regulă. E o chestie cu noroc, e cu noroc, scuze. E cu noroc, nu e nimic, așa s-a rezolvat. Spune, atunci când, nu e nicio problemă, când se întâmplă lucruri de genul ăsta, aștept să curgă apa. E în regulă, așa, se rezolvă. Am udat, e nevoie de ogor, o să rog pe cineva de la tehnic, dacă îmi poate da un șervețel ca să pot să pun laptopul. O rezolvăm. Da, o rezolvăm, nu e nicio problemă. Vreau să... Da, nu mi-am dat seama, îmi cer scuze că era paharul acolo în spate. Apropo și... de pahar, mulți spun, domnule, o să se umple paharul, se umple românii paharul. Sunt foarte nemulțumiți. Auzi, e adevărat? Vreau să spun o chestie. Chestia cu umplutul paharului am auzit-o de noi. Rare ori însă s-a întâmplat ca acest pahar să dea pe afară. E ceva în structura, în schimb, e ceva astrologică structura... a poporului? Nu, să știi că nu este. Poate undeva către sfârșitul perioadei să apară... O să mă mut acum un pic, că domnul de la cameră mă urmărește, asta e. N-am, îmi cer scuze încă o dată. Nicio problemă. Cel puțin pentru prima jumătate a lunii mai nu vor fi probleme. Mergem mai departe acum, mă duc către... Așa, să vedem cine... Eu zic că nu o să fie. Mai degrabă vor fi niște admonestări în plan extern vis-a-vis de politicile care se practică aici. Că e relația pe extern. Jupiter este cu nodul nord în pătrat. Și de asta dată, deciziile care se vor lua la sfârșitul lunii mai s-ar putea să afecteze mulți oameni angrenați în sectorul muncă. Este aspectul se face pe casă socială, pe omul de pe stradă, deci pe omul obișnuit, cu Jupiter peste lună. Adică e ceva care flambează, care amplifică acest sentiment de nemulțumire, dar este foarte palid, foarte repede se va atenua. Deci nu trebuie să ne... zic eu, să ne facem probleme. Poate. Dar despre asta lumea... o să vorbim luna viitoare. Dar așa, una peste alta, mie îmi place foarte mult ce apare în tema natură. Deci, părerea mea este că va fi o lună mai calmă, să spunem, din punct de vedere social. Posibil să mai asistăm, mă uit la Casa Identității, să fie niște conflicte care țin de politic de asta dată, nu mai țin de noi. Și atunci trebuie să luăm lucrurile așa cum se întâmplă. Ce este foarte interesant, este foarte bine susținută Casa Tineretului la noi. Probabil că, de fapt, oricum, debutează programe pentru tineret. Să sperăm că va prinde și că... Mulți vorbesc și despre ce se întâmplă în plan extern. Există amenințări chiar venite, dacă va fi special să în partea... izbucnească ceva, nu cred să izbucnească la noi. Și nu cred că vom fi angrenați, dimpotrivă, aș tinde să cred că foarte multă lume, acum, suntem împărțiți în pro și contra. Pentru că, na, asta este, fiecare are veleitățile lui și simpatiile lui. Cert este însă că foarte multă lume a realizat, a făcut o paralelă între ceea ce s-a întâmplat în 30 de ani în România și ceea ce se întâmplă în Siria. Există, nici eu n-am știut, cu toate că citesc toate, că, de exemplu, că în Siria nu există bănci americane, că în Siria ei sunt stăpânii petrolului de acolo. Deci sunt niște lucruri care, na, te pun pe gânduri și te gândești în analogie la ceea ce s-a întâmplat în țara ta. Sunt clar două pături de oameni bogați și săraci, exact cum este și la noi. Dar de ce trebuie să distruge aceste două țări? Eu mă întreb care a fost prețul, ce s-a propus în taină. Marele eveniment este chemarea în instanță a celor care au condus mișcarea de revoltă din 1989. Și credeți că acest, astrologic vorbind acum, deci, dacă ați studiat evoluția acestui Irina, eveniment? Eu am participat activ și nimeni nu poate
nega treaba asta. Am fost acolo pe stradă. Eu am refuzat să mă duc la, să mă înscriu la Revoluționar. Eu am primul certificat care s-a dat. Numele meu apare și în monitorul oficial. Dar am refuzat să fac apel la ceea ce chipurile ar fi drepturile noastre. Eu nu am ieșit pe stradă ca să iau, că toată maică mea e necât, eu de ce nu mă duc? Nu mă duc, că nu mă interesează. Dar tot ce pot să-ți spun, pentru că am fost activ în Consiliu, am fost 3 zile secretarul CFS, nu era CFSN, era Forumul Democratic, pe urmă s-a transformat în FSN, la Arad. Și cine este din Arad și sunt, care mă cunosc dacă mă văd la televizor, primul lucru care l-am spus după ce a fost împușcat Ceaușescu, zic, fiți atenți că o luăm la vale, eu nu mai rămân aici. Am plecat. Prin aprilie am și plecat din... Ce credeți că se va întâmpla în acest proces? Dar ordinul care s-a dat, deci cel puțin ce a ajuns la mine, au venit foarte speriați unii angajați din serviciul de interne, partea de securitate, care spunea că s-a dat un ordin de la București ca securiștii să fie împușcați. Din cercetările care le-am făcut scriindu-mi cartea, am constatat că, de fapt, se pare că, într-adevăr, generalul militar ar fi dat ordin să fie împușcați cei care erau securiști. Acum e un eufemism să spui îl împuși pe la care e securist. Nu era, trebuie să știm un lucru foarte important și tineretul să știe. În securitate nu puteau fi angajați decât oamenii foarte deștepți. Se dădeau niște teste la sânge. Nu era oricine angajat. Deci de ce ai avut nevoie să distrugi exact elementul, materia cenușie care te ajuta să te apeși? Dacă e să ne întoarcem totuși... Ceaușescu, înainte să moară, a spus clar, atenție, este diversiune. Dacă e să ne întoarcem la momentul 2018, pentru că pomeneați de ce s-a întâmplat în zilele trecute, în dosarul Revoluției, cum credeți că vor evolua lucrurile? Pentru că mulți se tem că... dată fiind vârsta înaintată a celor acuzați? Depinde în ce capitoluri vor fi încadrate. Odată sunt judecați de curtea militară, de tribunalul militar, nu sunt judecați de un tribunal civil. Tribunalul militar funcționează pe același cod ca și noi, dar are anumite reguli pe care trebuie să le respecti. Posibil ca mulți, inclusiv domnul general Voina, care s-a ocupat foarte mult timp de revoluționar, să nu fi putut să spună anumite lucruri, pentru că efectiv nu ți s-a dat voie. N-ai să fie clară treaba, o să zică cine ce vrea. N-au să ne așteptăm să la o rezolvare, deci, cât de cât într-un teren rezonabil, 3 ani, să zicem. Să ne așteptăm la o soluție. Din păcate, știi, Trotski avea o vorbă. Fiecare revoluție își devorează fiii. Și există, acum revenind la ceea ce fac eu, întotdeauna, ceea ce faci generează un efect, este acea cauză și efect. Ai pornit ceva, așteaptă-te la repercusiuni. Dacă ai făcut ceva cu rea intenție sau dintr-un anumit interes, toate vor fi plătite într-un fel sau altul. Asta este apropo de ce s-a întâmplat atunci. Și să fim serioși, au murit totuși niște oameni, câteva zeci. Absolut. De mii de oameni și trebuie să ne... De ce au murit? Pentru că la Timișoara focul a început de sus, a început să se tragă de sus, de pe clădiri, nu din piață. Da, e un subiect foarte sensibil. Și... multă lume se întreabă dacă vom avea ocazie să aflăm într-un interval rezonabil un verdict. Eu îți dai seama că eu mi-aș dori mai mult ca oricând, că n-am fost participant activ, să știu de fapt ce a fost. Ce s-a întâmplat acolo. Dacă e să facem o analiză pentru sfârșitul lui aprilie și luna mai, care sunt zodiile norocoase, care sunt cele care vă vor avea perioada neproastă? În primul rând, semnele de foc mi se par cele mai vizate, foarte bine susținute, mă refer la berbec, leu, săgetător, apoi la capricorn, la pești și la scorpion. Vor avea o perioadă bună? Cam toate semnele vor avea o perioadă bună, dar accentul este pe acestea, acolo unde cade... Uite, de exemplu, se face un aspect foarte frumos în leu, cu Saturn în leu, Saturn în tema natală a României este în leu, cu Uranus, iar Uranus este pe punctul, luna viitoare, pe 15, va intra pentru 7 ani în Taur. Și am mai vorbit noi despre el, că intrând în Taur, s-ar putea ca lucrurile să, România să cunoască o revenire. O dezvoltare, Da, o revenire și, dacă vreți, o dezvoltare a unor aspecte. Singurul lucru care trebuie, zic
eu luat, avut în vedere, s-ar putea ca terenurile să nu mai poată fi vândute către străini. Să se dea o lege de acest gen. Exact, să se dea o lege în acest sens. Și atunci, și uitându-mă la Uranus în Taur, mă îndoiesc că se va mai vinde cu atâta ușurință. Bun, ne-a spus că pentru zodiile de foc este o perioadă foarte bună. Pentru zodie de pământ, două zodii de apă. Există și anumite atenții pe care ar trebui, anumite puncte la care ar trebui să fie atenți. Da, aș vrea să fie atente balanțele, pentru că Lilith este în tema natală a României, este în balanță, iar acum în tranzit este într-un pătrat, aș spune, este către finalul Capricorn, se duce către ultimele grade din Capricorn, se formează luna neagră din tema natală a României, un aspect destul de tensionat, ceea ce ne-ar sugera să fim foarte atenți la tentații. Tentațiile astea putând să îmbrace orice formă. Atenție dacă sunteți tentați să investiți pe termen lung, pentru că casa 8-a este și o casa investițiilor pe termen lung. Deci este o perioadă la care, în funcție de tema natală a fiecăruia, lumea trebuie să înțeleagă un lucru. Un lucru pe care nici acum, după 30 de ani, nu s-au obișnuit. Ca tot ceea ce văd la televizor și toate previziunile care se fac sunt la modul general. Nu este anume strict pentru o zodie. Da, trebuie să pentru facem... un nativ. Deci trebuie să-ți cunoști tema natală ca să vezi ce se poate întâmpla. Absolut. Ziceați de zodiile de foc, de asemenea o de zodie balanță, de pământ și da... de zori. Iar aș atenționa în mod special berbecul, care deși este bine susținut prin acest trigon de foc, totuși pe el vine Chiron. A intrat Chiron în berbec. Chiron în berbec nu mai vindecă, nu mai aduce forța interioară pe care ți-o dădea când era în pești. El va sta acum 5 ani de zile aproximativ în îi berbec. Îi afectează pe toți. Și îi afectează în mod special pe berbeci, pentru că, repet, în funcție de tema natală a fiecăruia, ne dăm seama cum se produce această vindecare. Și apropo, dacă tot este prima zodie din cele 12, dacă tot am început să facem analiza, aș zice să continuăm cu cealaltă zodie și să spunem mai multe la berbec, ne spuneați că intră Chiron în berbec. A intrat deja. Și cum îi va afecta? Pentru el luna mai se poate dovedi o perioadă destul de atractivă, chiar de neuitat, susținută total de astre. Ideea este că de obicei soarele acționează exaltat. Soarele este exaltat, adică îți dă toată partea. Începutul primăverii, deci promisiunea pe care ai în berbec, dă putere. Acum se transformă în unul dintre soarele, în unul dintre astrele dominante care guvernează, ca să spun așa, cerul berbecilor. Un scenariu similar are loc și pentru Eris. Eris este un asteroid, o planetă, nu știu cum să o numesc, planetă, care de obicei joacă un rol rău pentru berbec. Ei bine, în luna mai, energia lui Eris îl va sprijini pe berbec. Asta zic eu că este foarte bine. Nu trebuie să lase garda jos, nici să se lase pradă pesimismului. Aceste sentimente nu le sunt lor destinate, ci mai degrabă sunt influențate, aș spune, de Marte, care și el se zbenguie prin... prin Capricorn. Sper să nu mă înșel. Că iară mi-au o tonă de... Nu mă înșel. Din punct de vedere financiar, luna poate fi cu siguranță pentru ei un succes. Întrebarea este dacă vor ști să folosească toate oportunitățile care apar, pentru că vor face bani. Asta trebuie să recunosc. Vin aceste șanse pe care ei n-ar trebui să le scape. Sunt cele mai favorabile circumstanțe pentru el, deși factorul personal rămâne dominant. Deci ține de berbec cu sine, nativul berbec, cum știe să aleagă și ce anume să aleagă. Dar de Chiron cum îi va afecta pe cei din berbec? Nu îi afecta, trebuie să fie foarte atenți, pentru că Chiron, atenție, Chiron este un asteroid, nu e nici asteroid, nu e nici planetă, că aici e marea dramă a lui Chiron. Iar Chiron în berbec... duce la vindecări neașteptate, deci ideea și ocazia se ivește pe neașteptate. Foarte interesant de urmărit însă că există o relație teribilă între Lilith, între luna neagră și Chiron, și aici iar este foarte bine să-ți cunoști tema natală, pentru că în funcție de ce
relație este între cei doi, că este conjuncție, că este un pătrat, că este un trigon, că este un care un T, cei doi lucrează împreună. Dar ce avem de reținut? Chiron oferă vindecarea, pentru că vindecarea vine din interior. Pentru Lilith, aceeași vindecare însă are un preț. Fiecare plătește un anumit preț. Asta am întrebat de Chiron, pentru că spuneați că el îi afectează pe toți încă 5 ani de zile. Pe toți, da, pentru și 5 ani de zile. De tema natală, Chiron, uite, influențează anumit aspect. Eu l-am simțit pe Chiron foarte puternic în Pești, adică am avut 5 ani, de ultimii 5 ani, cu destul de multe probleme. Acum va intra în sextil, de exemplu, cu Chiron din tema mea natală. Și clar că se va produce o vindecare. Să știți că vindecările astea au loc în lumea interioară. E vindecarea propriului eu, vindecarea unor probleme care pe care le conștientizăm, pe care am refuzat, de fapt, să le conștientizăm. Asta să fie o veste bună pentru toată lumea. Aș zice să trecem mai departe la nativii din Taur. Așa. Vreau să le mai spun la Berberci că din punct de vedere profesional ar fi foarte bine să țină foarte aproape de colectiv, de să nu încerce să facă întreprindere ceva pe cont propriu, ci să muncească alături de colegilor. Pentru nativul Taur, ei sunt favorizați luna mai de Venus și de Lună. Vor avea destul de multe momente explozive, dar în sens pozitiv. Nu trebuie să le fie frică de emoțiile puternice, oricum ei sunt niște senzuali și trăiesc dragostea și pasiunile lor sunt foarte, foarte intense. Dar acum această pasiune se împarte între trup și mâncare și aliment. Deci aici trebuie avut un pic grijă. Pe ei uneori responsabilitatea îi sperie, ei de obicei stau și lucrează în background, ei se stau în umbră, ei nu ies în evidență în mod special. Ei bine, din cauza asta, pentru că ar vrea să susțină, să arate că și ei pot să iau o decizie bună, pot să se epuizeze. Aici trebuie să aibă mare grijă. Deci, mare pentru grijă că și emoțiile, la dieta. Da, exercit anumită presiune asupra lor. Din punct de vedere financiar, toți taurii vor fi testați. Atenție la capitolul cheltuieli. Ei nu sunt cheltuitori. Se va ivi ceva, pentru că cei care sunt singuri sau partenerul de viață își dorește ceva, Taur va fi exuberant și, bineînțeles, va băga mâna în buzunar. Să fii atenți pe ce cheltuie acești bani. Pe de altă parte, din punct de vedere sentimental, luna le oferă și niște stimulente, în special celor care sunt singuri, pentru că vor cunoaște pe cineva. Însă este bine ca din punct de vedere sentimental să ceară și sfatul cuiva din familie. Pentru cei care sunt căsătoriți, relația este puternică, stabilă, durabilă. Le este recomandat să stea cât mai mult timp împreună în luna mai. Nu întâmplător luna mai, luna bine, florilor și a iubirii. Da. Pentru cei gemeni singuri pot acționa, cum spuneam, pe să cont găsească, propriu, vor să întâlni pe cineva, o relație care îi va stârni, cum nu i-a mai stârnit de foarte multă vreme. Și atunci lucrurile o vor lua pe pantalon. Mergem mai departe la nativii gemeni, care trebuie să știe că declinul lor zodiacal din ultimele luni s-a datorat buclucașei Eris, de care aminteam la început, pentru care a încercat pe toate căile să-i rănească într-un fel sau altul pe gemeni și să le distrugă planurile. Deci întotdeauna s-au blocat la nivel ideatic. Creativitatea lor proverbială a avut unele probleme. Ei bine, vine Mercur, a revenit în mers normal, stăpânul lor, și alături de Ceres, de un alt asteroid, îi va face pe acești nativi să meargă pe drumul lor. Totuși să fie foarte atenți că luna mai s-ar putea să fie o lună tot de teste. Și de ce spun că îi va testa? E vorba despre noile condiții, felul în care se adaptează noilor condiții. De obicei nu suferă de un conservatorism excesiv, dar acum schimbările care se petrec în jurul lor sunt nu doar semnificative, ci se petrec cu foarte mare rapiditate și atunci trebuie să fie foarte atenți la deciziile pe care le iau. Din perspectiva vieții profesionale, trebuie să fie cât mai activ posibil, deci creativitatea lor proverbială trebuie să funcționeze ceas. Deci așa, vor numeroase oportunități profesionale, este posibil
dacă dorește să schimbe locul de muncă, să primească o ofertă de muncă mult mai bună decât cea de până acum. Este bine și ei să lucreze în echipă și nu singuri. Iată că munca asta în echipă tot apare. În ce privește relațiile personale, vor trebui să se concentreze asupra păstrării celor pe care le au deja, să nu se arunce în relații noi, pentru că sunt discutabile. Gemenii singuri sunt cei care pot lua multe decizii importante pentru viața lor. Și surpriza va fi că își vor da seama că cineva care era sub nasul lor, cum ar veni, este persoana pe care o caută. Pentru leu. Nu, stați așa. Pentru rac. Da, scuze. Ei bine, la rac...